Ne spuneți nouă ce s-a întâmplat? Vorbiți cu domnul maestru. Înțeles. De la spital sunt cu toții. Două stare stabile. La spital, la spital. Ia cu telefonul. Nu? Lume. Stai că... Să libertez 2 milioane de motorină. În timpul ăsta m-a sunat directorul și a plecat în spate acolo unde am semnat. Și am vorbit cu directorul. Nu era nicio chestie, nu trebuia să întâmple absolut nimic. Zic, după mine și după toată lumea. După ce am vorbit cu directorul, am trebuit și a venit. Și atunci am văzut, i-am văzut pe băieți pe jos. Nu știam nimic, n-am văzut nimic cum s-a întâmplat. Dar nu e prima lucrare pe care o faceți de felul acesta, așa? Da, ăstea sunt lucrări, asta e lucrare. Propriu ați defrișat sau ce ați făcut? N-am făcut nimica, a strâns brațul. Sau ce am făcut el acolo. Băieții știi, mai bine că eu am fost acolo. A vrut să prindă căricul. A vrut să prindă căricul, de cum spune băieții. Și atunci a ridicat brațul și a intrat. Doamne ferește. Are copii cel care a murit sau? Da, a murit. A murit, da. Ăla nici n-avea cicăta acolo. Isropierul. Vă imagina asta. Ce se întâmplă? Noi eram în spatele Macarale. Eram în spatele Macarale. Până încărcam niște lemne, niște materiale în boldoi excavator. Am tras colegii de sub Macarale ca asta. Deodată când am auzit, am văzut pont că erau trântiți jos. Cum s-a întâmplat, cum asta n-am văzut. Deodată i-am văzut trântiți jos. A vrut să prindă cărligul? Cărligul să-l prindă la Macarale. Și a ridicat brațul și a intrat în arc electric. Nu s-a întâmplat. Doar atât. N-am văzut nimic. Erau toți conștienți de prima fază? Poftim? Erau toți conștienți? Când i-ați luat? Doi erau. A treilea, nu. Șoferul? M-a prins mai grav, nu pot să-mi dau seama. Șoferul era al treilea mai grav? Șoferul. Deci din mașină l-ați luat pe șofer? Nu, era pe jos și l-a rugat Macarajiu să agațe cădligul și s-a mai dus încă doi băieți și i-a prins pe toți trei. Deci le-a rugat să-i agațe și lui, că cărligul se poate să deplaseze. Doi mai conștienți, a treilea... Deci cel care a avut cărligul în mână a fost mai grav. Păi da, toți șoferul, a fost șoferul. Cu mâna pe pisică, pe cam. Șoferul avea probleme și cu inima și deodată pe... Toți trei au fost cu mâna pe pisică, se numește. Da. Cărlig, pisică și pe cablu. Cablu care se vede în fața acum. A vrut să agațe cablu și... A atins faza. Înțelegeți? Da. Deci când a ridicat, că brațul e mai lung decât corpul mașinii și trebuie să ridice brațul un pic, să poată să agațe cădlingul. Și a intrat bună în ziua. Fază. Bună ziua, să trăiți. Rest nu mai știm nimic. Înțelegeți? Da. Deci a ridicat brațul ca să poată să agațe cădlingul. Nu s-a uitat în sus.
Puteți spune care este starea accidentaților? Au fost aduși 4 pacienți, din care unul, din păcate, decedat deja din ambulanță. 2 dintre pacienți, unul în vârstă de 23 de ani și altul în vârstă de 60 de ani, sunt cu arsuri de gradul 3, suprafața corpului nu este foarte mare, deci sunt sub 1% arsuri, dar arcul electric a intrat prin membru superior drept și a ieșit prin membru inferior drept. Urmează a fi evaluați din punct de vedere al leziunilor interne, al organelor interne, dacă au fost afectate. Al patrulea pacient este în vârstă de 57 de ani, nu a suferit arsuri, nu a fost electrocutat, este vorba de macaragist care este într-un șoc emoțional, se află în serviciu de urgență și urmează și el a primi asistența medicală de specialitate. Numele și funcția noastră? Florea Violeta, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Reșița. Vă aduceți aminte că a murit băiatul lui Alexa. Nu. Trebuie să fac casa la așteptare.